Mamă, zici că nu se mai termină, frate. Nu așa. Servus, my friend. Iar sunt aici. Spațiu de vânzare. N-ai să crezi. Sunt în orașul cu grădina zoologică. Știi că te-am obișnuit cu el. Haide, flash, 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 flash. Trebuie să mă opresc undeva, pentru că nu mai văd nimic cât nimic în ecranele astea micuțe, știi? Ăsta îmi place să fie display-ul foarte curat. Numai că în ecranele astea mici nu mai văd nimic. Trebuie să mă opresc undeva la un pecol, la ceva. Să nu încurcăm pe aici, pe oamenii ăștia. Nici nu știu pe unde să o iau. Să o iau pe centură, să o iau pe partea asta prin oraș. Tind să cred că până ambele părți este destul de aglomerat. Pam. Param, pam, pam. Da, mă duc înainte, dă-i pace. Bio, pentru dimineți cu poftă de viață. Serios? Tu la Ivetă, stai ușor. Hai că avem și noi o culoare potrivită. Putem încerca să înaintăm un pic? Da? No, bun. Frumos, frumos geleul ăsta, îmi place, nu zic că nu. Mamă, l-ai văzut cum a venit? Eu după aia, după ce s-a oprit, mi-am dat seama că a venit. Da. No, trebuie foarte mare atenție, mai ales că aici în oraș este altfel traficul de cum este pe național, cum este pe autostradă, știi? Trebuie să ai foarte mare grijă. Ia uite, Glovo, îți livrăm chiar în bucătărie. Serios. Mamă, tot respectul și pentru băieții ăștia care fac curieratul ăsta rapid de stradă, eu așa îl numesc oarecum. Curierat de stradă. De ce? Pentru că noi șoferii, cel puțin unii dintre noi, nu suntem destul de obișnuiți cu ei în trafic. Nici cu cei care sunt pe motor nu suntem noi obișnuiți în trafic. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Adică chiar sunt și ei participați la trafic. Până la urmă sunt niște oameni care își fac treaba. Și își fac treaba probabil că destul de bine să câștige niște bănuți, nu? Cine claxonează la Târgu Mureș? Care claxonați pe aici? Îmi place culoarea asta, de asta am lăsat geamul jos. Foarte faină. Trebuie să stau aici. Hop. Ce mănâncă, tanti? Ceva dulce. Săruna, să vezi, poftă. Mamă, ia fi atent, Lego, nene, că am văzut acum acolo pe fereastră. Dă-te un pic, te rog, așa. Avatar, Star Wars. Și aia e piramida din Giza. Am fost acolo la Cluj când a fost expoziția aia, știi? Ai loc? Știu, dar nu, n-am unde să mă duc nici eu. Și am fost acolo la Cluj, m-am uitat la... Du-te, mă, cu tropicana ta de aici. La colecția aia de Lego. Hai, de ce faci? Că mă strângeți așa ca într-un ac de pește. Și, bă, sincer îți spun că nu mi s-a părut cine știe ce. Chiar nu. No, ușor, ușor, Vasilicule. Sunt foarte înguste benzile aici, mă. Adică mă așteptam să văd mult mai multe chestii de Lego, știi? Mai mult am stat la coadă. Zic, bă, mai stăm, mai stăm, Vali, bine, mai stăm. Mamă, cum arată și asta, frate, tu la Ivetă. Diana, ce faci? Ui, ce miros. Ce mai miros. Am înțeles că este un nene din Cluj care are ceva mega business din ăsta și are foarte, 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 foarte multe chestii din asta de Lego. Foarte frumos. Mie îmi place Lego, nene, îmi place foarte mult. Mai ales ăla tehnic. Știi de ce îmi place ăla tehnic? Că mă apuc eu și montez, pac, 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 acolo, mă uit pe schiță, întorc aia, pun iarăși picioruși, săgeată, tot ce trebuie. Și ghiși ce? La un moment dat iese ea strâmbă, știi? Și zic, bă, iar au făcut mă ăștia hârtia aia nașpa. Carme se uită și zice, bă, zice, ai pus tu ceva greșit. Ce ai, mă, n-am cum să greșesc, cum să, n-am, nu, tu nu vezi că așa e pe hârtie, ceva-i greșit. Se uită ea după un pic așa de vreme și dă seama că i-am făcut eu ceva în neregulă și reasamblează la loc, știi? No, bun, zic. Mai stăm în semafor? Mai stăm, nene. Că așa-și cerințele. De unde vine asta? Vreau să-l văd. Nu-mi dau seama.
Dom Art Zaloc. Tulai pitos. DHL, mamă, câte cutii ai băgat acolo, nene. Bă, foarte tare curieratul ăsta până la urmă. Știi de ce? Tu-ți dai seama că eu astăzi, până în 10-11, trimit un colet, da? Și el ajunge în Germania mâine, frate, mâine seară. Bă, e ceva genial, nene, genial. Ia uite ce scrie pe ăla acum, văd, asigurat de Iisus. Jesus Christ. Tu l-ai vedea. Nu mă-ți vine să crezi? Nici eu n-am văzut. Aeroport, centru, spitalul județean, cetatea medie. Am fost și la cetatea aici, aici în sus, în stânga. Dar cum să nu știu, mă? Cartierul Unirii e în partea aia, logică e încolo. Dar cum să nu știu, nu văd eu săgeata. Bravo. Bă, una peste alta e Ștefan și Mureșul. Nu zic că nu. Dar ce nu îmi place la Mureș este că sunt mai multe entități, ca să le numesc așa, știi? Băi, mă mănâncă picioarele, frate, nu știu de la ce. Habar n-am. Cred că n-am băut morcov din aia sturși de asta. Uite, mă, băiatul ăsta are din aia de cântă la aia. Băi, e foarte fain, mă, să studiezi un instrument din ăsta muzical. Mie îmi plac muzicieni ăștia, frate. Eu îi consider așa un pic stil Picasso, să zic așa. Adică au niște înclinații oamenii ăștia spre muzică, știi? Să vezi tu notele alea pe... Cum se numește, mă, ăla? Ăla nici nu mai știu cum se numește. Stai așa, că știu că se numește ăla primul. Primul se numește cheia sol. Dar cu portativ, frate, mersi, mersi, fain, mulțumesc, portativ, așa zice. Să pui notele alea, do, re, mi, fa, sol, la, la, sau așa, Valentin, că nu ești cu asta, așa, am înțeles. Știi, să așezi acolo și să cânti pe note, deci chestia asta mi se pare genial, frate, să știi tu rotundul ăla cu bățul ăla ce pe unde trebuie să învârți arcușul ăla, pe du-te, bă, de aici, e ceva genial. Fain arată ăsta, frate, aha, îmi place. Servus, my friend, îmi place o așa la ta. Alba, dismissed, n-ai să crezi, uite aici e piața. A fost Valentin și aici la piață. Acolo e ceva parcare? Da, mă, cum să nu știu. Eu uite-și pe ăla cum a deschis ușa. Băi, mare atenție, frate. A, era doamna Cici, mă, parca BMW-ul aici. Uite, și clădirile astea de aici, Casa Culturii sau Piat Pala. Eu uite-și pe ăsta cum iese ce tâmpite. Vasile! Te n-aripă, dar... A, e doamna Cici, mă, ea ieșise, adică... Băi, Valentin, tu de ce nu? Trebuie să frânezi la timp, tu nu știi că ești pe șosea? Da, bravo! Ăsta, palatul ăsta, mi se pare foarte, foarte fain. Mă, ce face o femeie asta? E când e pe stânga, când e pe dreapta? Tu l-ai veto. Nu, ideea este că nu trebuie ocupat spațiul ăla galben, exact de asta, pentru că încep ăștia și ies de acolo și trebuie lăsat să iasă. Da, nu. Unde nu e cap, e vai de culoare. Și astea-s frumoase, mă, uite, Toyota astea albe. Sunt foarte faine, îmi plac și astea. Dar Duster-ul ăsta îmi place Duster-ul fenomenal. Aia electrică din aia, o, că nu știu. Mamă, v-a schimbat autobuzele, Vasile, oamenii ăștia. Da, mă, păi, dar erau alea galbene, antice. Tu ești sănătos, alea erau, trebuiau scoase de mult din uz. Leo, mergem? Lăsați și pomul ăla să iasă cu seatul. Haide, haide. Prima oară când am mers cu mașină din asta, am avut impresia că totul troncăne. Totul. Mi s-a părut foarte aiurea. Mamă, alt semafor, frate. De unde ați găsit atâtea semafoare? Orange. Mamă, fii atent câte turnuri are ăsta aici pe bloc. No, cum doarme ăla de acolo? No, fii atent câte sunt. Uite și păsări, ce sunt astea? Păsări, mă. Din aia, bă, cum ești, peruș, am vrut să zic. Bă, fii atent, am avut o nimfă. Bă, știi ce e nimfă? Nu știi? Pune pauză, uită-te pe Google. E un papagal, mă, o nimfă, papagal. Și i-am pus numele Tototitu. De asta mai zic eu tot așa, Tototitu, știi?
Și bă, era atât de fain papagalul că nu făcea caca peste tot, îl lăsam deschis și când făcea caca pe undeva, îl trimiteam în cușcă, știi, luam pac, îl puneam acolo cu degetul și se învăța și făcea caca acolo la el. Nu mai făcea aiurea până casă, că prima oară găseai din aia, știi? Luai perna să te pui pe ea, găseai pac, caca de tot, toți lampa, mătii de pasăre, zic, ce ne-o trebuie pasăre. În sfârșit, s-au reglat lucrurile cu caca, facea unde trebuie, perfect, zic. Ce zici că ne-am început să mâncăm? Bine, îți dai seama, într-un timp, în câteva luni de zile, s-o domesticit, s-o învăța cu noi, venea să-l scarpi, îmi face niște pufuleți din ala, trebuie să-l scoți de acolo, că atunci când iese pana, știi, să-l vezi cum își ia așa el cu ciocul și-și face, dar după cap aici nu poate și trebuie să-l scarpi tu. E genial, genial era. Era galben, așa foarte frumos, băiețel era, că avea alea roșii într-o parte, așa, era super. Și, bă, asta e tare, fii atent, când punem la masă să mâncăm, era ceva ciorbă. Bă, ce zici că scot lingura din castron de acolo și o pun lui așa pe masă, știi, cu zeamă, cu ce într-o lingură de ciorbă, ardei, pătrunjel, mărar, greble, din astea tot ce este, știi? Și bă, băiatul a început să mănânce ciorbă, zeamă din aia, știi? Și după aia mi-am dat seama că îi plac de fapt pastele, bă, așa era plin pe aici, pe gușă. Tu l-ai vetă, l-am ținut, ani de zile l-am avut, după aia a trebuit să-l dăm la cineva, că nu l-am mai putut ține. Și l-am dat până la urmă, că nu, aia ui. Eu trebuie să semnalizez aici, mă, că poate nebunul ăla zice că mă duc încolo, tu ești sănătos la cap. Numai doamne Cici pe aici. E foarte fain, acum avem, ce avem? Din aia de noată, pești, da, așa, pești. Acum avem peștișori. Mamă, trebuia să mă duc din coace. Op, op, op. Așa, uite că și ăla de la Alba vrea să intre. Lăsați-l și pe el să intre. Că și el a greșit traseu. Poți să te duci înainte, Vasile, că e verde acum pentru toată lumea. Dă-i înainte, nu te mai băga aici. Du-te, du-te, liniștit. No. Mergea și înainte, era ok. Și, bă, e foarte fain să ai animăluțe și din astea, știi? Op. Îți creează oarecum o responsabilitate, depinde și de vârstă. Sibiu, galben. Aha, frumos. Ce ai în pungă? Mamă, dar e prea calm. Sunt 2 grade afară. Op. Vezi că mai sunt bălțile astea și stau oamenii ăștia în stație aici. Ai grijă să nu-i stropești. Pe mine m-a stropit unul odată. Bă, băiatul, a trebuit să mă întorc înapoi acasă. Nu mai puteam să merg așa pe drum. Bă, eram learcă tot. Dar bine, din ambiție, din asta, știi? Știi cum este? Că atunci când... când erai mic și ai tăi te-au bătut și te băteau în continuu. Ce ai făcut? Ai fumat? Bătaie. Ce faci, bă? N-ai făcut aia? Bătaie. La orice numai bătaie știau, știi? Bă, atât ai ducea pe ei capul, frate. Și acum când tu la rândul tău ai un copil, ce faci? Bătaie. Nu, 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 nu. Ești dement dacă faci asta. Ești nebun la cap. N-ai voie. Trebuie să explici, nene. Trebuie să explici, știi? Mult. Mult trebuie să explici. Hai mă, ce-i faci la duster ăsta? Tu l-ai veto. OMV este verde. Îți dai seama, am pus aici verde OMV. Verde, verde OMV. Mă duc din coace, sunteți prea mulți aici. KFC. Interesant și aici spațiul ăsta. Am mai fost odată și pe la Backup. Acolo mai știu ce căutam eu. A, știi ce mi-ar trebui, mă? Fii atent. În afară de faptul că mi-ar trebui un alt cuțit de la Decathlon, că pe ăla l-am pierdut, nu știu ce am făcut cu el. Bă, dar pleci odată, stai acolo, eu accelerez, du-te odată, Vasile, că nu e ok să stăm în paralel. Da, mă, în afară de faptul că, uite pe asta era. Asta e femeia cu pricina. Ia să o vedem la față măcar, să e bărbat. A, e doamna Cici, mă. Da, ia, ia. Ia uite cum zâmbește, ești nebun la cap. Îți vine să crezi? A? Nu, fii atent. Ia râde, mă, n-are treabă. Ea e fericită. Cine e tu ăla? O, tâmpit ăla care i-a ieșit în față. A, da, mă, mi-aduc aminte. Tu-i la evetă. Auzi, despre ce vorbeam, că nu mai știu, parprize, ți-am zis că sunt și la Cluj din astea.
Irelevant, n-are importanță. Ia fi atent aici, frate. Mamă, nu se răstoarnă brecea înăuntru? Nu? Aha, ok, înțeleg. Uite-mă și ce far fain au făcut, frate, arabesc. Multe loganuri din astea au. E roșu, nu? M-am mai uitat și o dată, mi-am dat seama că e roșu și trebuie să mai stau un pic aici. Uite, el are spațiu din ăla de dormit în spate, vezi? Fii atent. Foarte ok. A, era verde, m-au luat cu vorba. N-ai să crezi. Hai că mai mergem un pic. Bă, am zis că vreau să-mi curăț asta de aici, dintr-o parte. Chestiile astea. Dar stai că intru eu la Peco aici. Trebuia să intru acolo, la ăla, la... cu verdele, la OMV-ul ăla. Nu? No? De pace. Galben, Vasile! Galben era, recunosc. Am zis eu că nu era galben. Oh, ăsta o forțează tare. E sas! E sas! From MS! S-a oprit? S-a oprit, n-ai să crezi. Lasă-o că ți-ai pus cârlig, oricum nu-i bai. Mamă, cât am mai călătorit și pe aici, fii atent, pac, pac, pe aici cu papornițele, tut, pe jos, pe la alea, tut. Ah, ce bine este. Ia uite ce culoare i-a dat ăsta. Jimmy, ce ai făcut, mă, cu aia? Am și eu niște vecini care au niște chestii care nu și le permit, eu știu că ei nu și le permit. Și mă amuză chestia asta, în sfârșit. Apropo, am luat un din ăsta de făcut cafea. Vezi că aici se semnalizează benzile așa, Vasile. N-ai cum să-ți dai seama, e prea bruscă treaba așa, dintr-o dată. Și mi-am luat un din ăla, mă, de face cafea, cu tot cu râșniță, cu din ăstea, știi? Și am luat o cafea de la Eli ăla, știi? Ia hai, mă, aici. Trebuie să-mi spăl și asta, mă. Și vreau să te întreb pe tine, tu ce cafea folosești? Haideți, mă, pramatilor, odată. Unde-i, mă, ăla? Ah, e acolo. Pampanamera, Guantanamera, Wahira, Guantanamera. O pun aici un pic. Da, dar nu mai fă nimica. Și vreau să te întreb ce cafea folosești tu. Pentru că și mie îmi place foarte mult cafeaua, dar să fie tare, frate, puternică. Unde e, mă, ligheanul ăla? Aia, aici. Da, ăsta e de la camion, cred că. Sau de ce e așa mare, că nu înțeleg. Trebuie să închidem aici. Mamă, ce vorbești, bă, că mai mult mizerie este, știi? N-are, mă, nimica, Valentin, fă strămă. Ce, mă, citești presa? N-ai să crezi. Multă mizerie, frate. Da, nu, n-ai ce face. Bă, dar ăștia n-au o hârtie. Bă, dar nici hârtie nu este, o, frate. Uite, a căzut ăsta jos. Mamă, stai din ăla cu fric, frate. Vai, mamă. Băi, e teroare astea cu frig, mă. Eu de asta am zis și când făceam exter, frate, și te pui prin parcare pe undeva. Nu te pune lângă ăștia, că nu poți să dormi deloc. Îți rupe creierul. Gata. Altceva, mă. Al monitor mi-am luat, gata. E mult mai bine acum, mă. Da, mă, dar cum sunt? Punem aici ăsta. Și play. Mulțumesc frumos pentru apa aia. Mi-am făcut treaba, e ok. Era ideal dacă te duceai dincolo. De obicei așa se face. Când vrea să iasă omul, te duci dincolo să-l lași să iasă. Înțelegi? Nu, înțelegi. E ok.
țic, 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 țic. A, ăsta da un șofer de camion, dar cum să nu? A, fuma una, Petrică. Bă, vreau și eu. A, așa. Centru comercial ambient. Bă, apropo de ambient ăștia, de unde și-au, mă, frate, ăștia atâtea macarale din alea? Știi că iau aia cu macarale. Mamă, ce n-aș face când ți se sparge geamul ăsta, e o căruță de bani. Hai că e verde. Ia uite și pe ăsta. Disperat, bagă-te tare, frate, acolo să te strângă la nasturi. Bă, ăștia nu-și sănătoși la cap, bă, băiatule. L-ai văzut, mă, cum s-a dus ăsta cu taxi? Tu l-ai vetă. Vai, Madagascar, încurcate scăile domnului. Rove. Am fost într-un an aici la hotelul ăsta, la sala aia acolo jos. Foarte fain a fost, mi-aduc aminte. Bă, de aici n-am șters. N-a rămâi nimic, lasă că merge. La Borș, da, la Vama, la Borș. Aoleu, abia aștept să mai ies puțin afară, nene. Mă mai aerisez, bă, băiatule, când mă duc afară, serios să zic. O să aprindem aici toate luminile. Ia uite și aici industrie, Vasile. Oi, oi. Oi, oi. Numai un pic, am dat de dreapta, mare atenție că m-am băgat. Păstrez aici banda. Hopa! Mama, abia aștept să facă și porțiunea aia de autostradă de la Chețan, de acolo, frate. Deci chiar avem nevoie. No, serios. Deci chiar este nevoie. Îți dai seama, la Cluj te-ai urcat pe autostradă, te-ai dat aici la Mureș jos. Extraordinar. Super, 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 super. În rest, ce să zic, nene, îți mulțumesc frumos că ai fost cu mine. Semnal de stânga, Valentin, că poate vine cineva prin sensul giratoriu. Aliens, chestii din astea, știi? Și îți urez după masă plăcută, o dimineață excelentă și o seară faină.